Cultura pepenelui verde este o adevărată plăcere pentru agricultori, mai ales dacă se obțin fructe uriașe de peste 20 de kilograme. Deși suntem în sezonul harbujilor, oamenii de la noi au unele rezerve față de ei. Soțul a cumpărat acum două zile un harbuz, până când nu am mâncat și nici nu am de gând, pentru că cred că are nitrați. Cum credeți, la noi se pot cultiva pepeni ecologici, așa mari și copți? Cred că nu. Eu nu am încredere, pentru că sunt cazuri de intoxicații. Nu cumpărăm harbuș că avem în grădină. Dar ce părere aveți, harbușii care se vând acum au nitrați? Cred că da. Gustul foarte bun și ușor de recunoscut atât de consumatori cât și de comercianți au asigurat succesul cultivatorilor de harbuși ecologici din țara noastră. Vladimir Vrabie din satul Carabetovca cultivă cu ajutorul tehnologiilor ecologice 7 hectare de harbuși și 10 ari de zămoși. Deține și certificate care confirmă puritatea ecologică a producției. S-a adresat la mine familia Ceapă, locuitori ai satului Talmaza din Ștefan Vodă. Și am văzut că este o familie unită, o familie care pricepe și știe, vă zic că toate nuanțele, vă zic că de a crește harbuș, pepeni verzi fără nitrați, gustoși și care se întreabă bine pe piață. Garanția succesului, spune agricultorul, este irigarea plantațiilor. Cultivarea pepenilor ecologici nu este o muncă ușoară, deoarece fructele sunt destul de pretențioase, însă este o afacere profitabilă. Omul, dacă nivelul de nitrați e înalt, poate să primească intoxicații. Dar noi nu avem interes, noi avem interes cât mai gustos, cât mai frumos și cât mai mult să vindem. Și avem posibilitatea aceasta din cauza că noi avem programat ca să putem vinde pe piață până la 1 octombrie pepeni verzi. Agricultorul își comercializează producția pur ecologică la un preț accesibil, de 4-5 lei pentru un kilogram. Pentru a face față concurenței, cultivatorii au nevoie de asemenea soluții care să determine creșterea nivelului de profitabilitate prin valorificarea optimă a condițiilor ecologice.